domnule. Domnule prim-ministru, domnule prim-ministru, domnule prim-ministru, domnul prim-ministru și profesor. Bun, spun câteva cuvinte despre evenimentul de aici, da? Ok. Am fost onorat să prezint împreună cu domnul președinte al Academiei Române, cu ambasadorul Republicii Moldova la București, cu doi dintre cei mai distinși cărturari pe care îi cunosc, volumele cu hărți, elementele de cartografie de 5 secole, pentru Transilvania și Basarabia, într-un an în care sărbătorim centenarul Marii Uniri. Domnule prim-ministru, înalt preasfinția voastră, domnule președinte al Academiei, domnilor miniștri, distinși oaspeți, e o mare bucurie și plăcere să fiu aici la Cluj, într-un an centenar, să lansăm aceste volume și să fiu parte a unei echipe de autori atât de distinse. România de atunci, de la 914, semăna cu o pasăre cu aripile întinse, căreia îi lipsea corpul și că acest corp este Transilvania. Atâta lume și cu funcții și fără funcții, încât mi-e greu să-i pomenesc pe toți. Vreau să salut prezența domnului George Ivașcu, este ministrul Culturii și Identității Naționale. Domnule prim-ministru, domnule președinte al Academiei Române, excelența voastră, domnule ambasador, noi cei ce am venit să ne bucurăm de prezentarea celor două volume care sunt extraordinare, am venit și să îi cinstim pe autorilor, pe domnul prim-ministru Adrian Frate. Înalt preasfinția sa m-a incitat. Cred că aici am să pun punct și dacă aveți întrebări, vă răspund cu plăcere.